Jack, piratul cel teribil. Lumini, camera, snack! Înapoi, ticălosule, sau îmi vei mânca oțelul! Știam că vei veni, capitane corpuscul! N-am să mănânc nimic, cu excepția poate a splinei tale! Ai câștigat, capitane corpuscul! Uite comoara! Acum cred că am să sar de pe această faleză! Și eu te iubesc pe tine! Ce imagine minunată! Minunată! Dogomanule, aia a fost o născucire complet falsă a vieții de pirat! Femei frumoase, coboară, era niciun jel de învins, nimic din asta nu se întâmplă vreodată, e absurd! Nu pentru noi, oricum! Nu se întâmplă nimănui! Ce-a făcut filmul ăsta, am puțit? Irving Sânge Prins, Megamouth Pictures, Hollywood Gamble Guest! Haide, Snack! Mergem să-l trezim la realitate pe producătorul ăsta! Bun, prezentați-mi noul film cu Baby Nimbless. Bine, domnule, sunt ce-a prins, e un film de junglă! Un film în junglă? E și o damă? Da, desigur, o damă minunată! Dar o gorilă, e și o gorilă? Sigur, o gorilă grozavă! Bine, să auzim! Vedeți! Grăbește-te, îmi pierd interesul! Păi bine, vedeți? Urăsc filmele cu junglă! Scoate-ți-l de aici! Bine, ce mai e? Păi, e un film cu pirați. Un film cu pirați? Da! Abia am făcut un film cu pirați! Ce-i așa special la asta? Păi, eu... Ce? E jucat de Stern Flynn! Toate sunt jucate de Stern Flynn, prostăracule! Da, dar în ăsta el moare! Moare? Asta e diferit, într-adevăr. Da! Ești nebun? Stern Flynn nu poate să dea colțul, e cel mai mare star al studioului Megamouth! Vrei să-l omori pe cel mai mare erou de acțiune al studioului? Stern Flynn n-are nevoie să crape nicio realitate! Dacă nu-i dau eu voie, ești nebun sau ce? E genial! Da? Da! Chiar pe Stern Flynn! Stern, dragule! Uite noul film cu pirați! E un clasic! Nu sunt toate? În ăsta mori! Ce fac? Știi tu, ești omorât! Stern Flynn nu poate muri pentru nimeni! Îmi dau demisia! Chiamă-l pe Stern Flynn din nou! Da? Nu poți să-ți dai demisia pentru că ești concediat! Acum scoate-l de aici! Călătorie sprâncenată, Magamodule! Domnule Sânge Prins... Da, ce e? Păi, nu va fi cam greu să facem un film cu Stern Flynn fără Stern Flynn? Flynn e complet terminat! Am nevoie de un pirat nou! Un pirat pentru azi! Un pirat pe care îl pot lichida și nu se va plânge! Domnule Sânge Prins, vă caută un pirat? Trimite-l înăuntru! Care dintre voi e Sânge Prins? Eu sunt ăla! Aș vrea să mă plâng despre lipsa credibilității din așa zisele tale filme cu pirați. Serios? Da, în cei mai categorici termeni. Crezi că lipsește realismul? Exact. Uitați-vă la profil, băieți. Ha? Nasul ăla, bărbia aia, chipul ăla. Băiete, trebuie să joci în filme. Băi, mi s-a mai zis asta. Ce ai zice să joci în următorul meu film cu pirați, oare? Păi, în regulă, numai să fie pentru o sumă uriașă de bani. Sigur! Cine e regizor? Ivan Stiberg? Glumești! Nu-l mai las lângă vas niciodată! Și trebuie să fie realist? Va fi real! Va fi un documentar! Viața unui pirat adevărat, în sfârșit! Cât de palpitant, capitane! Vei fi faimos! Bine, când încep? Începem imediat! Asta e ceva ce fac pirații, îngropăm comori! Înțeleg! Opriți! Ce e? Nu mi s-a părut că scena asta e destul de palpitantă, așa că m-am gândit să adaug ceva. Dar asta trebuie să fie o portretizare reală a ceea ce înseamnă să fii pirat. Nu poți să adaugi lucruri. Știu, dar o mică licență artistică nu poate să strice filmului. Bine, cum ar fi? Acțiune! Opriți! Relopați! Parcă ai spus că va fi o portretizare realistică. Este! Dinozaurul a fost complet realist! Aici nu te pot contrazice!
Bun, așa ridicăm noi ancora sau tragem ancora, cum spunem noi. Ești pregătit, Snack? Sunt pregătit, capitane. Stai așa, opriți! Acum ce mai e? Păi, toată treaba asta cu ridicatul ancorei. Tragerea ancorei. Vă rog, îi lipsește ceva. E o ancoră. Am vorbit cu Bruce, omul de la dezvoltare, și am găsit ceva ce ar trebui să facă asta incitant. Uite, e vorba de tragerea unei ancore. Ce poate fi incitant? O să vezi. Hai, Slaghi. Unde mă duceți? Avem nevoie de o imagine panoramică a acestei bătălii. Bătălie navală? Așa, băieți. Acțiune! Așa răzuim noi scoicele de pe chila vasului. Ce interesant! Acțiune! Nu e imagine grozavă, nu, Slappy? Hai, băieți, aduceți-i! Asta da imagine. Așa atacăm o vortoreață de pe corabia noastră. În regulă. Acțiune! Așa! Așa, încărcăm și tragem cu tunurile corabiei. Încărcați tunurile corabiei, îmi place. Haideți! Și acum asta trebuie făcut foarte repede, deoarece în situația asta ești în război. În război? Ești pregătit, Snack? Pregătit, capitane. Acțiune! Așa dezgrupăm noi o comoară. Dezgrupați o comoară. Bine. Acțiune! Au! Și acum partea cea mai bună din viața de pirat! Comoara! În regulă, băieți! Asta e scena cinei! Presupun că noi suntem cina! Am angajat cel mai bun furnizor! Uitați-vă la ospățul ăsta! Caviar, strinii, pizza, friptură de vită, cheeseburger, cârnați, biscuiți cu miere, apă minerală și bomboane gubate roșii la desert, e? Fantastic! Voi pirații trebuie să mâncați, nu? E minunat! Bun, acțiune! Snack, vrei să-mi dai, te rog? Opriți, developați! În regulă, băieți, partea dificilă a trecut. Acum, vouă piraților, vă place să cântați și să dansați, nu? Sigur că da. Cel puțin mie. Da, eu nu mă dau în vânt să dansez ca un nebun, decât dacă desigur sunt cumva în flăcări. Dar eu mă dau. Grozav, acțiune! Sunt un pirat, el e pirat, tu ești pirat. Am ceva mirositor și lipi de pantoful meu, hei! Opriți, derelopați! Domnule Snook, aici, uitați-vă aici, uitați-vă la mine! Domnule Snook, îmi dați un autograf? Desigur, te iubesc, serios. Deci, Jack, cum îți place să fii vedetă? Păi, după ce am văzut cum faceți voi asta, oamenii de la Hollywood, cred că sunt mai în siguranță în apele liniștite ale pirateriei. Mulțumesc frumos! N-a fost în nicio scenă din filmul ăsta, a fost doar Snack! Ai fost tăiat la montaj. În plus, șobolanul ăla mic are mai multă carismă pe ecran decât vei avea tu vreodată. Ești terminat, Jack. Da, mulțumesc pentru încredere. Ei bine, cam asta a fost cu cinematografie. Hai, Snack, să ne întoarcem la găina de mare. Eu am să vin în curând, domnule. Domnul Sânge Aprins vrea să semneze niște contracte la studio. Vrea să mă bage în alt film. O să fiu mare vedetă. Un curățător de latrine, nu vedete de film. Ha, ce viață! Ce se va mai întâmpla acum? Viața e ca o cutie de bomboane. Poftim? Nu știi niciodată ce vei primi. Ce sfârșit urât!